și Alessia Popa, vă spun bună seara și bine ați venit! Ne-am adunat la acest eveniment tradițional, Magia Crăciunului, aflat acum la 11-a ediție, fiind așteptat cu multă nerăbdare de copii, elevi, părinți, bunici și oameni ai comunității, concert pe care îl aducem în fața dumneavoastră cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Am deschis această seară cu un moment emoționant creat de un elev excepțional din clasa a 12-a, premiat cu premiul al doilea la Olimpiada Națională de Interpretare Vocală și apreciat la concursul național Vedeta Populară, Ștefan Negru. El a interpretat de o manieră aparte două lucrări ce le-au transpus într-o lume de demult. A bătut toaca, a cântat un cântec de cătălie și colindul veniți toți cei din Adam. De asemenea, corul Armonia și orchestra colegiului ne-au introdus în atmosfera magică a Crăciunului, interpretând Creștinilor Astăzi și cântă corul îngeresc de Felix Mendelssohn Bartholdy, la pian acompaniind doamna profesor Antonela Leahu. În continuare, permiteți-mi să o invit în scenă pe doamna director, Adriana Busuioc, pentru a vă adresa câteva cuvinte. Să o primim cu aplauz. Vă mulțumesc foarte frumos. Merită tot aplauzile aceste două domnișoare superbe, care ne vor face primitoarea în această seară. Vă mulțumesc foarte mult că ați venit din nou în această seară, în seara de dinaintea Crăciunului, la spectacolul pe care îl cunoașteți de atâția ani. Anul acesta împlinește 11 ani, deci este a 11-a ediție. Vă mulțumim că sprijiniți activitățile Colegiului de Artă și că le susțineți. Acest spectacol are și parteneri și prieteni dragi. În seara aceasta, alături de elevii și profesorii Colegiului de Artă, vor fi pe scenă și membrii ai ansamblului Busuiocu, mai spre sfârșitul programului, și vom mai avea câteva surprize. Sper să vă placă. Vă mulțumim și vă dorim vizionare și audiție plăcută. În continuare, ansamblul claselor 7-9 ne vor prezenta momentul coreografic intitulat Polca Ani. Profesor coordonator, doamna Simona Simon Baicu. Aplauze!